Bine, și prima reacție a deputatului Adrian Solomon, cel care susține că purta mască și nu a făcut scandal în restaurant, așa cum susține de altfel poliția. Într-o declarație pentru Antena 3, Solomon spune că a aflat din presă că ar fi fost amendat. Dar dumneavoastră și celălalt coleg purtați sau nu purtați mască în interiorul fast food-ului? Eu aveam mască în momentul când s-au ulucit toți polițiștii în interior. Aveam mască. Până atunci nu trebuia să port mască, pentru că era goală șaurmeria. Iar angajații erau după niște paravane de plexiglas. Corect, dar știți că legea spune că ar trebui să purtăm mască în interior, deci... De 3 metri, între tine și ceilalți cetățeni, poți să stai și fără mască. Păi nu, că legea spune că în interior suntem obligați să purtăm mască, fie dacă, că... Dacă ai o distanță de 3 metri, poți să stai și fără mască. Când am intrat un cetățean în șaurmerie, mi-am pus masca, care o am tot timpul în buzunar. Nu sunt împotriva acestor reguli, din contră. Și v-ați dat-o jos că ați văzut că era șaurmeria goală? Nu, că am intrat fără mască pe stradă, nu mi-aș cu mască. Și când am mai intrat cineva în magazinul respectiv, mi-am pus și mască. Care-i problema? Colegul dumneavoastră purta mască? Fără mască, asta e dezbaterea sau e vorba despre... Păi vă întreb pentru că poliția tocmai asta zice că nu... Presă. Acum nu știu dacă e procedura cea mai corectă să primești amenzi prin presă. Nu am un proces verbal în mână. Dar au existat, i-ați înjurat pe polițiști, așa cum scrie în comunicatul poliției? Eu nu înjur polițiști, pentru că știu ce înseamnă. Dacă ei pot să demonstreze lucrul ăsta, să o facă. 7 polițiști de un consumator, mie mi se pare deja exagerat. Poliția susține însă că Solomon împreună cu deputatul Irinel Stativ ar fi făcut scandal într-un fast food din centrul vechi și ar fi refuzat să poarte mască și chiar ar fi jignit pe polițiștii care au intervenit. O patrulă din serviciul de poliție pentru centrul vechi, din cadrul Poliției Capitalei, care a fost solicitată de agenții de pază a unui restaurant de tip fast food din sectorul 3. Se intervine întrucât în interiorul localului se afla un bărbat care refuza să poarte mască de protecție având un comportament recalcitrant. Colegii au depistat persoana în cauză, iar în urma discuțiilor purtate cu acesta, li s-a adresat expresii jignitoare, iar bărbatul a avut o atitudine sfidătoare la adresa colegilor mei. Alături de persoana în cauză se mai afla un bărbat care la rândul său a manifestat un comportament similar. Cei doi au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal în locuri publice și pentru proferarea de injurii. Colegul meu, Alex Vlădescu, este acolo unde a avut loc acest scandal. Mergem chiar acum în centrul vechi. Bună ziua, Alex! Bună ziua și bun găsit tuturor! Noaptea trecută, în jurul orei 2, cei doi deputați PSD, Adrian Solomon și Ionel Stativă, au venit la acest fast food din capitală. Unul dintre ei, din versiunea poliției, așa cum bine ați văzut, nu purta mască de protecție. Ar fi vorba despre Adrian Solomon în acest caz. Acesta nu purta mască de protecție în interior. În acel moment ar fi avut loc câteva contre între angajați și cei doi parlamentari. Astfel au fost chemați oamenii legii, după care cei doi ar fi fost amendați. Iată însă că versiunea poliției este complet diferită de versiunea celor doi. Ați văzut puțin mai devreme ce spunea Adrian Solomon. Acum știm că ei trebuie să achite o amendă în valoare de 2600 de lei, este amenda totală, dar e greu să aflăm care este adevărul, pentru că am cerut și noi reprezentanților acestui fast food un punct de vedere, au refuzat să ne dea, nici angajații nu vor să vorbească, spun că noaptea trecută erau alți colegi de-ai lor și că habar n-au ce s-a întâmplat, deci refuzuri, practic, din partea acestui fast food. Cei de la poliție ne-au dat deja versiunea lor, de asemenea parlamentarii ne-au transmis versiunea lor, însă nu avem și imagini ca să vedem care este adevărul. Mm-hmm.